Pun și masca. A, vrei să fii corect. Ai intrat cu omul în comunicare, de-a mai perico. Da. Dar păi avem pandemie, nu? Păi da. Hai. Zici că ai aflat că te-au interceptat, s-au comunicat organele, eu în baza unor dosare penale. Da, la curte, eu sunt la curtea de apel. Da, suntem la apel acum. Da, ne-am întâlnit pe holuri. Dosarul ce ține de interceptările telefonice, din cât cunosc, sunt din dosarele care le cunosc, 7 dosare penale referitor la interceptările telefonice. Din momentul în care ei au interceptat, spunem, activiștii platformei, da, membrii platformei, da, sau alte persoane, din oricine, momentul pe care om, dacă da, interceptează din momentul în cazul în care ei nu găsesc dovezi pentru sau suspiciuni în baza căreia deja în instanță de judecată să aducă învinuire referitor la dosarul penal pe care l-au deschis, ei clasează dosarul, dar sunt obligați să anunțe persoana interceptată referitor la faptul interceptării. Apoi, ei sunt obligați să-i prezinte materialele interceptate. Așa. Ceea ce nu au făcut cu nicio persoană care figurează în aceste dosare de interceptare. Mulți. Corect, sunt mulțime de persoane. Eu am atacat în instanța de... Deci de 7 ori încercați să-ți găsească nodă în papură și... Din ce își cunosc, dar probabil au fost mai mulți. Același procuror... Referitor, nu cunosc care a fost... De care ți-au adus la cunoștință, de care știi? Da, în primul rând, toate dosarele s-au examinat la dosarele penale la judecătorie sectorului centru. Eu am cerut, am depus o cerere la judecătorie sectorului centru ca să-mi dea toate materialele referitor la dosarele penale care mi s-au fost deschis. Am primit refuz. Nu mi s-a dat nimic. Acum am în instanță de judecată, mă judec cu judecătoria sectorului centru. Referitor, am scris și plângere pe președintele judecătoriei sectorului centru. E acum se cheamă judecătoria Chișinău, probabil da, filiala aceea din centru, da. Am înțeles, ok. Da. Și iată, acum sunt în instanță de apel, aici am avut un caz interesant, citația, am primit-o pentru sala 9 la orele 10. La moment cazul a fost examinat la sala numărul 6 la ora 10. Pe panoul de electronic de informații este scris sala numărul 9. Și iată așa, dar vă dați seama... S-a examinat în lipsă. S-a examinat în lipsă, mi s-a dat respingere referitor. Oho! Da. Și definitivă decizie de aici? Da, adică eu pot să atac la Curtea Supremă. A, deci, da. Mai ai încă o instanță. Mai am o instanță. Și îmblătură pe drum. Asta e situația. Și asta s-a întâmplat cu toate persoanele care au fost interceptate. Ei, toți noi, trebuia să... Adică eu cei ce am făcut parte legală am mers. Inclusiv și ceilalți puteau să se judece. Pentru că este un dosar de CEDO și... Adică din momentul în care da, ei ne dau refuz... Hărțuire politică cel mai degrabă, da. Păi, dai seama, 7 dosare interceptați, filați... Și să nu te găsească cu nimic ilegal, asta da. Spune ceva despre calitatea suspiciunilor lor, despre calitatea lor profesională. Asta a fost un regim oligarhic, Plăhătniuc, știi foarte bine. Și care nu a plecat, a plecat numai capul mafiei, au rămas absolut. Toate sculele lui, în toate instituțiile, inclusiv aici în justiție. Da, totul a rămas pe loc, nu știu de ce, prin anumite momente, hai să vorbim un pic și de politică, de ce se tergiversează alegerile anticipate, pentru că la momentul de față eu din câte văd, mimarea din partea președinției este absolut se spune că dorește președinția dorește sau președinta țării dorește anticipate, dar la momentul de față eu văd că este o mimare. Din ceea ce a făcut el, ea doar a încălcat Constituția. Ceea ce avem și decizia nu, de ieri. Nu, a propus un guvern, nu a fost votat, l-a mai propus odată, era nu, cât pe ce să ajungem la anticipate. Nu, nu poți spui precis cât să ajungi, doar este Constituția. Constituția trebuie respectată, indiferent de... Și spune de... că singura cale de dizolvare a Parlamentului este să nu voteze
guvernul de două ori sau să nu voteze nicio lege timp de 3 luni, dar iată, din când în când se adună. Da, sunt două prevederi, dar la momentul de față, la Curtea Constituțională s-a examinat decretul de către... Și a fost considerat neconstituțional, da, anulat. Asta este, și asta este iarăși o amânare a... Dar nu cred că se amână, termenul acela de 45 de zile... Continuă, e ca azi, mâine trebuie să fac consultări, să propun alt candidat și într-o săptămână să decide că acuși hai să o să apară temei de dizolvare. Hai să și ne vedem în anticipate. Hai, noroc. Noroc. Iar tu.